Agențiile de turism se bucură din plin de profitul realizat pentru vânzările pachetelor turistice estivale. În topul preferințelor ca destinație de vacanță rămân Grecia și Bulgaria, însă odată cu introducerea tichetelor de vacanță, litoralul românesc pare să prindă viață din nou. Ca și număr e greu de estimat, pot să vă spun un volum aproximativ al vânzărilor, ca și cifră absolută, undeva în jur de 1.200.000 de euro am vândut noi, agenția noastră, la biroul din Târgoviște. Majoritatea sunt pentru sezonul de vară. Litoralul românesc, pot să spun că a început să crească din ce în ce mai mult odată cu utilizarea tichetelor de vacanță din acest an. Deși Turcia era una dintre destinațiile preferate ale turiștilor care optează pentru serviciile all-inclusive, amenințările teroriste au făcut ca numărul de turiști să scadă. În Turcia e o teamă, indusă mai mult poate de mass media, încă nu au fost niciun fel de probleme grave pe litoralul din Turcia, în stațiuni. Din punct de vedere al securității, nu se poate compara cu Tunisia sau Egipt, de exemplu. Situația e mult mai stabilă în Turcia. Și atunci eu cred că se vor vinde destul de bine și pachetele de Turcia pe last minute. Sunt și persoane care încă nu s-au hotărât unde vor merge în concediu și vin cu o săptămână sau două înainte, rezervând în general hotelurile din stațiunile de pe litoralul românesc. Bulgaria, Grecia și România crește puternic. Deci litoralul românesc cu siguranță va fi plin. În acest an sunt hoteluri unde cu greu mai găsim locuri. Dar, din fericire, sunt multe variante și noi avem contracte încheiate pe tot litoralul românesc, așa că nu ne facem probleme că nu o să avem ce să vindem anul acesta. Cu siguranță, păstrând trendul de anul trecut, având în vedere că în ultimii 3 ani au fost foarte multe rezervări efectuate cu puțin timp înainte de plecare, adică undeva cu o săptămână, două săptămâni înainte de plecare, clienții vin și spun vreau să merg în vacanță. Unde? Păi, unde găsim ceva bun și frumos. În general, acești clienți nu au o destinație fixă. Și vor fi. România încă rămâne o destinație care nu e de early booking, e mai degrabă de last minute. Investițiile făcute în lărgirea plajelor din stațiunile de pe litoralul românesc reprezintă unul dintre motivele pentru care românii au ales anul acesta să meargă în vacanță la Marea Neagră. Însă mai avem multe de învățat de la vecinii bulgari în materie de servicii oferite clienților pentru a-i convinge pe cei care au fugit de serviciile proaste găsite în România să revină la stațiunile consacrate înainte de 1990.